Salutare și bine te-am regăsit! Aceasta este o periuță de dinți electrică care, era să spun, are niște lucruri pe care alte periuțe de dinți electrice nu au, dar mai degrabă nu are niște lucruri pe care celelalte periuțe de dinți electrice le au. Și ei vor să rezolve o problemă puțin diferită. Vor să te ajute să te speli pe dinți mai des. Atât de des cât trebuie, măcar de două ori pe zi. Dar rezolvă problema asta într-un mod în care nu mă așteptam. Cu puțin marketing și, bineînțeles, cu ajutorul designului. Interesant, foarte ușoară. Mai ușoară decât te aștept să fie. Mi se pare genial designul, îmi place foarte tare cum arată. Și cutiuța asta, super compactă așa, neagrămată. Foma braș. Da. Material destul de simpatic. Este o periuță de dinți? Mhm. Mamă, ce-mi prea place foarte mult culoarea și textura, e atât de... Are un grip foarte bun, asta îmi place. Interesant, da. Sunt din cauciuc, pe ori ăștia pe ea. O să pună? Am lumini în față. Față de... Ah. Bănuiesc că să se schimbă, nu? Foarte interesant. Da, îmi place foarte mult cum arată, că are așa un stil foarte minimalist. Arată foarte fain și cred că este cea mai ușoară periuță electrică pe care am ținut-o mână până acum. Nu m-a întrebat de ce, dar e cool. Și nu cade. Dansează, practic, asta face. Poma Brush este o companie nouă, mică, înființată cu ajutorul Kickstarter și Indiegogo, niște platforme de crowdfunding, unde oamenii plătesc și apoi așteaptă câteva săptămâni sau câteva luni ca să le ajungă produsele, pentru că acei bani sunt folosiți la producerea acelor produse. Totul pleacă de la o idee bună, iar băieții ăștia au avut o idee bună. Și hai să vedem care e șmecheria cu ea. De ce e atâta tam-tam pe internetul din afară cu această periuță de dinți? Partea de unboxing este extrem de simplă. Periuța este neagră, mată, destul de ușoară și cred că ar fi destul de ușor să o strecori într-un rucsac sau să o lași în mașină, în torpedo sau lucruri de genul ăsta. Aici mai găsim un cablu USB. La USB-C, bravo, bravo, bravo. Primul lor produs și au venit deja cu cablu USB-C. Aici o cărticică cu garanția, Poma Brush, un pliant drăguț în care îți explică cum să te speli pe dinți. Dar tamtamul din spatele acestei periuțe este următorul. Periuța este complet din silicon. Partea de încărcare o rezolvă într-un mod foarte simplu. Periuța asta are autonomie de 3 luni de zile. Sau chiar 4 dacă o folosești mai rar. 3 luni dacă o folosești de 2 ori pe zi. 3 luni de zile, periuța asta nu trebuie să o bagi la încărcat. Și după 3 luni de zile, bineînțeles, o să o poți băga rapid, pentru că are mufă USB-C. Acum, șmecheria cu această periuță de dinți este, desigur, capul de periere. Dar revenind la partea de unboxing, este atât de neagră încât abia se vede în carcasă. Probabil de-aia au făcut și carcasa lucioasă, ca să poți vedea periuța de dinți. Dar este superbă. Din punctul ăsta de vedere, este superbă. Feeling-ul pe care ți-o dă această periuță de dinți când o ții în mână, faptul că este atât de fină, fiind complet acoperită cu silicon, te face să vrei să o iei în mână. Și automat, fiind o periuță de dinți, o să te speli pe dinți. Cam asta e rezolvarea problemei lor și cred că le-a ieșit. Cred că le-a ieșit destul de bine. Partea de încărcare nu se bazează pe wireless charging și nici nu cred că e nevoie, pentru că acești doi pini sunt suficienți acolo în carcasă. Pur și simplu sunt doi pini pe spatele periuței, care, chiar dacă se vor murdări, se curăță destul de ușor. Iar aici probabil este locul pe unde intră bateria. Periuța este complet etanșă, rezistentă la apă și are un singur buton. Acesta. Atât. Atât. Un singur buton. Singura chestie smart, să spunem așa, inteligentă, este faptul că vibrează odată la 30 de secunde ca să îți dai seama că odată ce a vibrat de 4 ori, ai ajuns la timpul minim pentru a te spăla pe dinți. 2 minute. Iar partea de peri sunt complet din silicon. Și aici este un lucru foarte interesant. Șmecheria asta de design, faptul că au făcut perii din silicon, îi vor face să fie, în primul rând, foarte rezistenți, în al doilea rând, să nu rețină mizerie și pastă de dinți și, în al treilea rând, să fie foarte, foarte moi.
Dacă preferi o periuță cu niște peri mai moi, asta va fi exact pe placul tău. Este și puțin flexibilă și vreau să spun că m-am spălat cu ea în ultimele 5 sau 6 zile și n-am observat că am dinții mai murdari sau lucruri de genul ăsta. Nu a rămas absolut niciun fel de pastă de dinți pe ea. Senzația este plăcută. E puțin ciudată la început pentru că practic îți masează dinții, dar vibrațiile sunt suficient de puternice încât periuța să ajungă exact în locul care trebuie. Acum, ne bazăm pe faptul că te-ai dus la dentist, ți-a făcut o igienă orală, o curățare și un detartraj și, bineînțeles, folosești periuța de dinți imediat ce ai terminat de mâncat ceva. Nu pot să-ți spun că este cea mai deșteaptă periuță pentru că nu e. Are pur și simplu o baterie, un singur buton, dar senzația este genială. Este exact ceea ce trebuie. Te face să vrei să pui mâna pe ea atunci când o vezi în baie. Plus că, gândește-te o chestie, arată extrem de bine, mai ales pe o chiuvetă albă, deasupra unei chiuvete albe. Nu-ți recomand să ții periuța la nivelul la care ții săpunul de mâini și lucruri de genul ăsta, pentru că atunci când te speli pe mâini, microbii din mâinile tale pe care vrei să-i speli ajung pe periuța de dinți. Eu am pus-o undeva în stânga, aici sus, pusă într-un suport. Alte detalii despre ea nu sunt. Și pentru simplitatea cu care au construit acest tip de produs și faptul că este atât de populară, se datorează pur și simplu designului. Și au făcut o treabă excelentă. Abia aștept să văd dacă băieții de la Poma Braș vor să mai lanseze și altceva. Acum, prețul. Pe unele site-uri o să o găsești pe la $80, echivalent, adică undeva pe la 300 de lei. Pe alte site-uri, undeva pe la vreo 400 de lei, nu este o periuță ieftină, dar dacă o ții în mașină, de exemplu, și atunci când vrei să mergi la o întâlnire, o să ai tot timpul încărcată, dacă o ții într-un rucsac, iarăși o idee foarte utilă, poți să o iei cu tine. Mi-ar fi plăcut ca acest case să fie ceva mai mic, pentru că totuși n-ai nevoie de 3 luni de zile de autonomie, decât dacă ești chiar foarte uituc și uiți să o încarci tot timpul, dar periuța ar trebui să țină o lună, iar case-ul îi mai dă încă 2 luni de autonomie sau poate chiar 3 și ar fi putut fi mult mai mic și mai stilat. Poate să zicem că asta ar fi una din micile neajunsuri, dar oricum este mult mai mic decât orice suport de periuță pe care l-am văzut până acum. Apropo, capul este detașabil, aici avem un motoraj care vibrează și transmite vibrațiile către cap, iar capul trebuie schimbat, bineînțeles, o dată la 3 luni. Adică, practic, când încarci periuța, ai mai schimbi și capul din când în când. Mai departe, tu decizi. Dar, cred că este o idee bună pentru simplitatea cu care a fost construită. Pentru chestia asta, nota 10. Nu are 15 milioane de funcții, nu are aplicație, nu are multe alte setări pe care le au alte periuțe sau zeci de butoane. Și să fiu sincer, deși am o periuță inteligentă acasă, nu am folosit niciodată aplicația pentru că am învățat să mă spăl pe dinți și mi s-a părut tot timpul enervant să stau cu telefonul, să-l rezem undeva sau să-l îi pun ventuza pe oglindă ca să monitorizez spălatul. Am făcut-o de câteva ori la început și m-a ajutat, dar un tutorial de genul ăsta găsesc și pe internet ca să poți folosi, de exemplu, o astfel de periuță. Bun, cam atât. Asta este Poma Braș. Sper că ți-a plăcut acest video, puțin mai scurt decât celelalte, mai mult explicativ, pentru că acest produs este genial prin simplitatea lui. Și atât. Eu sunt Radu Neagu, sper că ți-a plăcut acest mini-review și lasă un comentariu mai jos, spune-mi ce părere ai, spune-mi dacă ți-ai cumpărat o astfel de periuță simplă, electrică, dar simplă, iar la capitolul fiabilitate sau cât de bine te spală pe dinți acum, tu decizi cât de murdari sunt dinții tăi în mod normal și cât de multă mâncare îți intră. Cu adevărat, o să te ajute dacă ai o dantură foarte bună, pentru că dacă ai, să zicem, locuri unde rămân impuretățile după ce ai mâncat, cu siguranță o să fie nevoie de o periuță cu niște peri un pic mai duri sau poate una cu cap rotativ, care până la urmă este cea mai eficientă. Nu cea cu vibrații, nu cea cu vibrații sonice și așa mai departe. Cam atât. Eu sunt Radu Neagu și ne vedem data viitoare într-un nou review, iar până atunci arunc o privire la George pe site pentru că sunt foarte multe podcasturi interesante pe care nu vrei să le ratezi. Mai ales ultimul podcast cu Cristi Onețiu, care a fost foarte bine primit. Numai bine!